Vă voi arăta cum se lucrează un botoșel ca acesta. Ca și mărime, este pentru un nou născut. Este foarte mic, dar se poate lucra și mai mare, înmulțind numărul de rânduri și mărind numărul de rânduri și numărul de ochiuri. Este cea mai simplă variantă de botoșel care se poate lucra. Se lucrează astfel. Deci lucrăm în formă de T. Adică se lucrează mai întâi o parte dreptunghiulară. De 36 de ochiuri. Pe lățime. Și 3 rânduri în înălțime de picioruș dublu. Iar apoi se împarte astfel încât într-o parte să ne rămână 15 ochiuri, iar în cealaltă 15 și la mijloc 6 ochiuri. Și aici vine 15, 15, aici 6 ochiuri. Și aici se lucrează picioruș scurt, 12 rânduri. Iar apoi se aduce partea aceasta și se coase peste asta și partea aceasta și se coase peste asta. Este cea mai simplă variantă. Haideți să vă arăt cum se lucrează. Eu am lucrat cu fir mai subțire pus în două, ca să iasă botoșelul mai grosuț. Începem cu primul ochi. Facem o buclă, îndoim peste firul cu care croșetăm, trecem croșetul prin cele două ochiuri și facem primul ochi, tragem. Am folosit croșetă de 3. Lucrăm 36 de ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 și 36. Da? Deci avem 36, un lănțișor de 36 de ochiuri. Acum vom lucra 3 rânduri de picioruș dublu. Rândurile de picioruș dublu se încep întotdeauna cu două puncte de lănțișor. 1, 2. Și lucrăm picioruș dublu. Luăm jeteu, introducem în primul ochi. Jeteu, trecem prin primele două, jeteu prin următoarele două.
Întotdeauna, primele puncte de lănțișor țin loc de primul picioruș dublu. Așa. Am terminat primul rând de picioruș dublu. Următorul rând îl începem tot cu două puncte de lănțișor. În primul ochi nu se lucrează pentru că primele trei puncte de două puncte de lănțișor se consideră primul picioruș dublu și se lucrează în următorul ochi.
două rânduri. Și al treilea rând, începem tot cu două puncte de lănțișor. Deci nu lucrăm în primul ochi, în următorul. Și avem trei rânduri de picioruș dublu. Așa. Acum vom lucra pe deci partea aceasta vom lucra în partea de jos ca să avem modelul acesta mai frumos în partea de sus. Și numărăm 15 ochiuri. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iar în următorul ochi vom lucra cele 6 ochiuri pentru mijloc, care le vom lucra cu picioruș scurt.
Începem cu un punct de lănțișor și facem picioruș scurt mai departe. Deci avem 1, 2, se pune și primul punct de lănțișor. 3, 4, 5, 6. Avem 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai departe avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ochiuri. Și mai departe croșetăm 12 rânduri de picioruș scurt. Deci avem primul rând. Al doilea rând începem cu al doilea rând vom lucra fără să începem cu un punct de lănțișor, așa cum se începe de fiecare dată, dar numărăm ochiurile, având grijă să nu uităm vreun ochi. Deci lucrăm în primul ochi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Întoarcem. Și iarăși lucrăm în primul ochi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avem 3 rânduri. Avem 4 rânduri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, avem 5.
10 rânduri și mai avem încă două de făcut. Așa. Acum vom coase toate ațele. Așa, am cusut toate ațele, iar acum, deci avem partea mai largă și cu talpa. Și vom coaste astfel încât să vină marginea frumoasă pe exterior. Vom coase după cum vedeți și la acesta. O parte peste cealaltă. Da? Și coasim și pe lateral. Ia să vedem cum este. Deci o să prindem prima parte. Începem din acest lateral.
scoasem frumos, pentru că această cusătură vine pe exterior. Prindem pur și simplu dintr-o parte în cealaltă ochiurile. Dacă sunt făcute cu aceeași ață, cu aceeași culoare, nu se observă diferențele. Dar dacă faceți talpa, de exemplu, de o culoare și fața de o culoare, se observă. Așa. Iar acum prindem și cealaltă parte ca să coasem botoșelul în față. Prindem toate trei la același nivel și le prindem cu o singură cusătură. Așa. Iar acum, când am ajuns la colț, cu mare grijă, să prindem numai, deci partea aceasta o desfacem, așa, și cu mare grijă să prindem numai acestea două părți. Numai părțile din lateralul acesta. Și coasem în continuare. Așa.
Întărim aici la sfârșit ca să nu se desfacă cusătura. Da? Acesta este botoșelul nostru simplu de croșetat. Dacă este mărime mai mare, putem să-i punem și o găicuță și un năsturel de o parte până în cealaltă, ca să nu iasă. Da? Și pe aici băgăm piciorușul.